Masterplanul pe apă și canalizare este necesar oricărei unități administrative teritoriale pentru a reuși accesarea de fonduri europene pentru proiecte privind rețeaua de infrastructură. În municipiul Orăștie nu există un asemenea masterplan, dar se lucrează intens pentru finalizarea lui, prognozată pentru anul viitor. Da, din păcate Orăștia nu a avut un masterplan. Orăștia are nevoie de un masterplan pe partea de apă și canal, pentru a putea finanța și a obține finanțarea pentru viitoarele proiecte europene. În acest moment se lucrează la acest master plan, unde vom prinde obiective de investiții importante, stația de tratare a apei, aducțiunea de apă și extinderea de rețele de apă și canal din municipiul Orăștie. Chiar dacă nu are masterplan, Orăștia are un operator de apă și canal și o asociație de dezvoltare intercomunitară în domeniu și prin investițiile făcute în rețele, orașul Paliei oferă cel mai mic preț din județ la aceste utilități. Orăștia are un operator local de apă și canal, are o agenție de dezvoltare intercomunitară, APAZOR Orăștie, și încercăm prin acest operator să facem acest master plan, sigur cu sprijinul administrației publice locale. Am reușit și avem la Orăștie prețul apei la jumate față de restul județului. Nu este o laudă, dar cheltuielile cu apa și canalul în Orăștie sunt acoperite de tot ceea ce am făcut până în acest moment. Prețul la apa potabilă furnizată de operatorul de la Orăștie este de 3,25 lei pe metrul cub, iar la canalizare 2,83 lei. Apa furnizată de operatorul, care acoperă mai bine de jumătate din județ, este de 4,48 lei, iar canalizarea 3,98 lei. În Valea Jiului, unde operează alt operator, metrul cub de apă potabilă este de 5,19 lei, iar cel de la canalizare de 3,33 lei, la care se adaugă TVA.